Și astăzi suntem în 9 iulie, cum vă spunea Alexandra, și începem prin a aminti data sau ziua de 9 iulie anului 1598, când a avut loc un eveniment foarte important, tratatul dintre împăratul Rudolf al II-lea și Mihai Viteazul, încheiat la mănăstirea Dealu. Domnul Țării Românești recunoaște suzeranitatea împăratului, iar Rudolf al II-lea se obligă să-i asigure subsidii pentru întreținerea armatei și recunoașterea caracterului ereditar al domnitorului. Acum trecem la data de 9 iulie, cum vă spuneam, a anului 1848, începutul revoluției pașoptiste în Muntenia, adunarea de la Islas. Ion Heliade Rădulescu citește proclamația de la Islas, programul revoluției din Țara Românească. În 1856, Vasile Alexandrie a publicat în revista Steaua Dunării poezia Hora Unirii. În scurt timp a devenit imnul de luptă pentru unirea principatelor, imnul Unității Naționale Românești. În 1934, personajul de desene animate Donald, creat de Walt Disney, debutează pe ecrane în filmul Găinușa cea înțeleaptă. Poate vi-l amintiți cu toții. În 1943 se naște Margareta Păslaru. În 1946 se naște Angela Similea și tot astăzi, în data de 9 iulie, îi spunem la mulți ani Mirabelei Daur, care s-a născut în anul 1947. Și să ne înveselim dimineața, vom asculta Margareta Păslaru în momentele următoare.